Cristian Bușoi, președintele PNL Timișoara, a mers la vot alături de fiica sa. Cristian Bușoi a votat pentru ca Timișoara și Timișul să redevină locul marilor investiții din fonduri europene. Am votat în primul rând pentru ca România să-și continue parcursul european, să aibă o prezență puternică în Parlamentul European, locul în care am muncit și am lucrat timp de mai bine de 16 ani de zile. Apoi, în mod special, pentru ca Timișoara și Timișul să redevină locuri, municipiu și județ cu administrații competente, Timișoara să redevină locul marilor investiții din fonduri europene, să redevină orașul florilor. Cristian Bușoi îndeamnă atât timișorenii cât și timișenii să iasă la vot, să-și aleagă viitorii primari și președintele de Consiliu Județean.